Sunt un om care a pornit în televiziunea română atunci când televiziunea română se renăștea, se redescoperea pe sine, atunci când tineri și bătrâni reînvățam împreună să folosim un limbaj dintr-o meserie care este fascinantă, este devoratoare, adrenalinică și apocaliptică, dar care scrie istoria în fiecare clip. Sunt un ziarist născut, nu făcut. Simt că am venit pe lume ca să vorbesc cu oamenilor în direct. Prin forța împrejurărilor am făcut facultatea de drept, pentru că am fost un copil extrem de prost și slab pregătit la matematică, la fizică, la chimie. N-aveam nicio șansă. Eram într-un liceu de matematică fizică din Călăraș. Am căzut la pace cu ai mei. Eu am vrut arheologia. Mama a zis, tu nu te faci arheologie pentru că tu nu te duci cu bărbații pe șantier. Da. Și atunci, istorie nu, că nu. Deci, drept. Ok, aveam niște prieteni de familie care erau amândoi juriști și m-au încurajat în această idee. Am zis, bine, treacă de la mine drept. În fiecare zi din viața mea mulțumesc părinților care au plecat și cerului că sunt jurist într-o lume care se mișcă, într-un pământ care alunecă în fiecare secundă și, pe cuvântul meu, mă întreb cu toată înțelegerea și cu toată bunătatea de care sunt eu în stare, cum s-or descurca oamenii care nu știu drept din lumea pe care o trăim și pe care suntem obligați să o parcurgem. Cum am ajuns la televiziune? Deci vorbim de anul 1983, vorbim de perioada Ceaușescu, vorbim de o emisiune care se numea 18 ani, 18 zile pe un traseu al vieții românești, se împlinea 18 ani deci de la Ceaușescu și au venit la Călăraș și au făcut o selecție din fete și băieți și la un moment dat, când toată preselecția se termina, am venit și eu. Eu, copilul acela de 18 ani neîmpliniți, elevă la liceu de matematică fizică, care îmi doream foarte mult să fiu actriță, deși știam că n-am să ajung niciodată, chinuită de matematică, de fizică, de părinții mei care mă doreau să fiu cea mai bună dintr-o clasă în care toți erau cei mai buni, și într-un oraș mic de provincie în care toată lumea cunoștea pe ei mei, am spus așa, e o încăpere mică și îmi place pentru că e intimă, pe perete văd o hartă care mă duce cu gândul mai departe în țară, o masă lungă la care aș vrea să fie cât mai mulți oameni, un cuier care e gol pentru că acum e vară, scaune, cărți și mult altul. Eu cred că acel moment din iulie 1983 este actul meu de naștere în profesia de ziarist. Eu m-am născut cu radioul deschis în casa mea și cu radioul deschis am trăit și trăiesc în continuare. Vorbim de Radio România, eu pe el am rămas. Ducându-mă totuși să fac facultatea de drept și la sfârșitul facultății de drept, întâlnindu-mă cu Florin Helmis de la radio, care făcea un reportaj în cămin despre facultatea de drept, care Florin Helmis rămăsese fără compeerul, studenta care îi plecase la post, deci nu mai avea cu cine să prezinte student clubul și iată-mă pe mine ajunsă la radio, căci Dumnezeu, dacă vrea și dacă vrei și tu, se întâmplă. Deci minunile se întâmplă, eu vă spun clar, dau un scris pentru asta, semnez. Minunile sunt lucrurile pe care ni le dorim cu adevărat. Ele devin minuni în clipa în care le dorim atât de tare, încât am pus ștampila, sigiliul materializării pe un vis pe care ni-l dorim foarte puternic. Așa s-a întâmplat. Și am ajuns în televiziune în 90, îmi doream să rămân în radio. Pe doamna Șincan am întrebat-o ce aș putea să fac și ce ar alege dacă ar fi în locul meu. Doamna Șincan era cea care păstora redacția de tineret unde eu colaboram în radio. În televiziune se făceau angajări, dar în radio nu. Între timp îl cunoscusem pe Mihai Tatulici. Povestea asta este atât de savuroasă, dar n-are loc aici. O să o aflați cândva, vreodată. Este fabuloasă povestea întâlnirii mele cu Tatulici și plină de umor. Pe scurt, Tatulici a înțeles că cam de oameni ca mine ar avea nevoie. Întâlnirea noastră s-a produs în vara lui 89, deci înainte de decembrie 89. Și după 89 decembrie, când eu l-am sunat să-l întreb dacă mă ajută și pe mine cum profesor că pot să fac două facultăți și vreau să fac și teatru, el a zis, lasă tu teatru în pace și vină la televiziune că avem nevoie de tine. Am intrat în direct, m-am simțit exact cum mă simt eu în direct, ca peștele în apă. Chestia asta a fost imediat observată și iată-mă făcând parte, ca și tine, dintr-o primă promoție de ziariști formați în școala televiziunii române. Mă pui tu pe mine să mă confesez ca și cum tu n-ai ști și n-ai fi fost colegă cu mine în povestea asta care se numește scurt, cuprinzător și aproape dramatic, dar nebunesc, televiziunea română. Noi purtăm foarte mult amprenta felului în care am fost crescuți. Tatăl meu, plecat foarte curând, foarte devreme din viața mea,
este cel care de mică m-a învățat sau m-a determinat să fiu cea mai bună. Tatăl meu era medic veterinar. Pe vremea în care eu am început școala, lucra la Ceac, undeva la 10 km de Călăraș, de unde mă trag. Și bineînțeles că ajungea seara târziu, obosit, mort, nu mașină, nu autobuz. Și eu făceam lecțiile și tata vrea să vadă caietul când s-a întorcea acasă și niciodată nu era mulțumit de lecțiile mele și atunci mă punea să mai scriu și mă punea să mai fac. Și eu, la un moment dat, m-am șmecherit și eu, că bunica mea zicea, pune-și tu mâna și fă lecțiile până vine tata și după aia te joci. Nu, zic, stai puțin, nu, că tata oricum îmi rupe foaia când vine, deci lasă-mă în timp, mă joc eu să mă asigur că m-am jucat și după aia facem lecții. Curând am descoperit bucuria de a citi cărți din biblioteca școlii. Și la un moment dat știu că a fost o problemă, că mama s-a dus la școală și a zis bibliotecare, vă rog frumos să nu-i dați cărți pentru că nu să-și facă lecțiile, citește. Deci așa se întâmpla. Erau cărți care mă agățau și acum cărțile mă agață. Eu nu citesc ceva pentru că vreau să citesc ceva, ci dintr-un morman de cărți pe care le-am în jurul meu, e una anume care îmi prinde mâna așa ca un magnet și pe aia aleg să o citesc. Tata rupea foaia, tata spunea că trebuie să fiu cea mai bună. Am avut de învățat prima strofă din poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Și eu am spus, am învățat-o, da? Spună, am spus-o. Atâta. Cum atâta? Poezia nu e atâta. Poezia e mai multă. Păi tata, noi am avut de învățat prima strofă. Nu mă interesează ce am avut noi de învățat. Tu o înveți pe toată. Tata, dar toți copiii învață. Nu mă interesează ce fac toți copiii. Tu ai de învățat toată poezia. Acum o înveți. Altădată nu o să mai ai timp să o înveți. Așa s-a întâmplat cu toate lecțiile. Eram o clasă de copii foarte buni. Deci aproape că părinții noștri erau într-o competiție. Am avut și un învățător minunat. Este primul dintre cei care mi-au marcat viața, învățătorul Radu Nicolae, cumva spre apusul carierei, dar care avea o experiență și o dăruire și un fel de a lucra cu noi extraordinar. Și s-a întâmplat așa, în clasa 1, în prima zi de școală, învățătorul, împrietenindu-se cu noi, ne-a spus așa, vedeți că în clasa 4, în cartea de compunere, de gramatică și compunere, la sfârșitul cărții de gramatică și compunere, ultima temă este Rămas bun, tovarăș și învățător. Este o compunere care se numește așa. Vă spun de pe acum ca să știți. Cine dintre voi va scrie cea mai frumoasă compunere, o să o citească la serbarea de clasa 4. Deci 4 ani de zile mi-am făcut lecțiile cu tata și a venit momentul compunerii și tata știa de atunci și zice, Mința trebuie să scrie în compunere. Ei, eu atunci al tatei am făcut următoarea surpriză, am spus, știi ceva, uite, compunerea asta nu o scriem noi, o scriu eu și tu mă verifici. Ei mi-au fost încântați, compunerea o am, eu mi-am păstrat caietele, deci n-am mai avut timp să mă uit pe ele, dar uite acum pentru că m-ai stârnit o să mă uit. Este cam poveste. Deci, Luminița a citit compunerea la școală, compunerea ei a fost cea mai frumoasă și ea a citit-o pe scena sărbării de clasa a patra, într-un hohot de plâns din care abia se înțelegea ce citesc. Atunci am primit primul meu ceas, cadou de la tata, am plâns că mă despart de învățător de nu pot să povestesc și toată chestia asta, pentru că vreau să mă întorc la întrebarea ta, a rămas în mine ca un reverb. Eu, în permanență, trebuia să fac așa, pune mâna și învaț. Deci părinții mei, în permanență, mi-au spus asta, pune mâna și învață altă treabă noi. Când m-am apucat să fac masteratul de drept maritim și portuar în 2006, care se întâmpla la Constanța, că nu puteam să-l fac la București, că nu exista specialitatea asta la facultatea de drept, evident că mă opream în Călăraș și fiecare ocazie de genul ăsta reprezenta oportunitatea să mă văd cu ai mei la mine acasă, la Călăraș. Și mama la un moment dat m-a întrebat, mama, cât mai ai de gând mă să înveți? Nu știu, mamă, că tu nu mi-ai spus pune mâna și învață, nu mi-ai spus când să mă opresc. În consecință, mintea mea a rămas, deci computerul meu este setat că dacă nu învăț ceva în fiecare zi, simt că pierd timpul. Eu cred că din asta rezidă tinerețea. Deci, cei care au, nu știu dacă se spun trufie, au ambiția să devină profesor, să învețe pe altul, dintr-o dată trec în rampa cealaltă. Ei sunt aia învățați, sunt cei cărora trebuie să le se vorbească cu dumneavoastră, ei le știu pe toate, ei sunt cei care au autoritatea materiei și încet, încet se băbesc și se moșesc și nu știu ce. Eu de când mă știu, mi-au mapa sub braț. Tremură ficatul în mine că trebuie să mai dau un examen. Când am terminat facultatea, am spus, Doamne, jur pe viața mea că niciodată nu o să mai învăț. Ei, uite că nu. Ei, uite că tot acest sevraj pe care l-a făcut tata cu mine, cu învață și învață, pe mine m-a pus în postura în care nu știu să trantoasă. La 39 de ani am vrut să-mi repete engleza și când mi-am dat seama că mi-a spus, la un moment dat cineva zice, băi, e atât de greu să reînveți o limbă că mai bine de-a pus să înveți alta. Și m-am apucat de greacă. Și când am avut ocazia să merg la vârsta mea aia de sărită de 40, la două burse de limbă greacă plătite de statul grec, în care a trebuit să performez împreună cu studenți de la universitățile de limbi străine în care se învăța greaca
pentru că trebuia învățată, nu că o făceau de plăcere ca mine. Și când m-am trezit că pot să iau note mari la teste și când am reușit să-l citesc pe Elitis în limba greacă și să-l comentez pe Elitis în limba greacă, și am zis, sunt destul de mare, deci nu-mi doresc nimic mai mult decât să fiu recunoscătoare, pentru că eu într-o dimineață, când cineva mi-a spus, n-ai să înveți greacă, am zis, da, bine, ok, pune-mă la încercare. Peste o vreme m-am visat, într-un vis de zori de ziua, că eu vorbesc grecește repede. Și când chestia asta am realizat, la un moment dat că s-a întâmplat, am zis, doamne, nu este adevărat, deci ce pot să vreau mai mult? Eu, de la mine și de la viața mea, mi s-a împlinit un vis. În 2008, la începutul lunii februarie, am dat pe post. După ce m-am apucat în 2005 să învăț limba greacă și după bursa din 2007, am dat pe post primul documentar făcut în limba greacă de un ziarist român nenativ grec. Chestia asta mă bucură foarte mult și îmi spune că pot să fac foarte multe lucruri care nu se fac, pentru că nu vreau să fac ce se face. Am pretenția despre mine că sunt o persoană autentică, non-conformistă, sunt un om care știe că are o singură viață de trăit și viața asta trebuie trăită în sinceritate. Asta accept orice, că sunt o persoană matură, că sunt un om care evoluează, cultiv copilul din mine, care nu va crește niciodată. Am grija singurului copil, cel mai dificil copil din viața mea, propria persoană. Câtă vreme încă mai sunt în stare să mă păcălesc, să mai iau o țeapă, să mă mai înșele cineva în dragoste, să mai greșesc prostești, înseamnă că mai am ceva de învățat, deci mai am ce face pe această lume, deci rostul meu încă nu s-a terminat.